Bună seara și pacea Domnului! Astăzi ne-am gândit să ne facem niște clătite cu mere, cu lapte, uitați, cu praf de cop și două, dați acolo, eu am pus dacian. Și acum începem să curățăm merele și vă arătăm cum facem. Angi, hai, ajută pe Natalia. Stai dacă ți-l dai așa în două, poate. Nu, o tăbă. Ok, ok, ok. Poate guș eu una din prăjiturilele astea. Nu pun zahăr, care aici am mărut destul zahăr. Și am lapte acru. Nu pun apă, nu pun lapte dulce, că de-aia și fac, fiindcă ajută. Nu l-am fiert la timp. Dar ăsta nu-i bun. Ăsta nu-i bun. Dar eu vorbesc, Angie. Ok, scuze, să mă scuzați. Nu am fiert la timp laptele, au rămas în bucătărie și după masă l-au pus în frigider. Gata, prins. Dar n-are nimic. Nu-i străcat, n-are nimica. Se dă la șofronia? Da. Și facem niște clătite cu măr. Deci patru mere. Depinde acum și câtă familie sunteți. Dacă sunteți mai mare, puneți mai mult. Dacă sunteți mai puțini, chiar și două mere puteți să puneți, nu patru. Fiecare face cât vrea. Nu știu dacă de ce scârție scaunul ăla cu tine. Poate că ai depășit 70 de kilograme. Că zicea Mirela, mami, eu am scaune, care nu poate să stea oricine pe ei, numai dacă până 70 de kilograme. 70 de kilograme aveam când eram fișor. Ei, nu e adevărat. Ce nu e adevărat? Nu cred. Dacă îți spun. Serios? Da. Eram pe clasa 7-8 când aveam 70 de kilograme. Serios? Acum m-am împlinit, am 96. Ei, acum ești o măsură. Da, și aia. Suntem în bucătărie aici la Dacian, că aici e cald și bine. Și suntem după masă, e 7, nu-i mai 7, e 20 fără 15 minute. Așa că... Acum le dăm pe răzătoare merele. Îmi place cel mai mult. Astăzi au făcut mami supă pe aripi de furcan cu găluște de gris. Dar nu s-a mai apucat să se filmeze. Și doar asta am mâncat astăzi. Altceva nu mai. Da, dar a fost suficient. Foarte suficient. Am mâncat și acum seara. Și... ar merge și o clătită din asta. Cred că și Natalia o să mânce una. Fiecare dacă mâncă una e suficient. Dar o să iese multe de aici. Păi nu fac așa mult. Eu nu fac, dar păi nici un măr n-am putut să fac. Să mânc numai eu? Păi două, nu. Eu știu că nu. Alei mai bine să rămână decât să nu fie. Să zic că și eu aș mai mânca, dar nu mai este.
No, bine, nu. Eu totdeauna așa fac. Decât să spună cineva, vai, ce aș mai mânca, dar nu mai este. Sau mie, nu m-ați lăsat. Acum cu toată lumea. M-a întrebat cineva, dacă tot am făină aici lângă mine, mi-s curios. Nu prea scântată de făină asta, eu am făcut înodatele cu ea și dă s-o rupt. S-o rupt aluatul. Da, la... Lasă-mă să vorbesc. Eu când fac tăiței, nu se rupe. Dar s-o rupt. M-a fost și rușine cum am făcut eu înodatele alea, dă s-o rupt. Dar la cozonac și așa e bună? Da, și pâine și orice. M-a întrebat cineva că câtă proteină are. Nu vreau să scrie, doar că e tip 550. Dar scrie partea asta lantă, buza, finom, liz, nu știu ce. Păi aici scrie cum o cheamă. Și aici tot așa ceva numai pe ungurește. Așa că nemtul domn ce vrea să zică cu proteină, nu scrie. Așa. Acum am iau o lingură de lemn ca să... Deci acum aici îi melene. Apropo de scaune, când înainte să le cumpăr, am citit la recenzii și ei tot la fel au spus că scârție, așa că nu chilele mele de vine. Aici e scorțișoară, nu? Nu știu. Au, e de acolo de sus? Scorțișoară. Păi arată cât pun. O jumătate de linguriță. Uitați cât a mai rămas. No, ghici, ghicitoare cei. No, lasă. Uitați cât e. No, cât e. Să zic eu că e o linguriță de scorțișoară, dar nici aia nu cred că e. Da. Nu-i chiar o linguriță. O linguriță, puțin. Dacă puneți două, nu pățește nimeni nimica. Praf de copt răbă că le ridică. Uitați aici, punem praful de copt. Un praf de copt. Așa, nu? Cred că eu mă ridic să nu mai scârți asta când mă mișc. Nu știu dacă îi bio. Coajă vrei sau? Nu coajă, păstă praful de copt. Atunci e ok. Dar cum să nu? Că eu de acolo am luat de la bio. Ah. Una. Și cealaltă. Și cealaltă. Deci așa sclătite cu măr. Și-s foarte, foarte, foarte bun. Deci, eu am vrut să pun lămâie peste tot aici. Și de cine? Și tot o pica sămânță. Și atunci am renunțat. Dar la ce e bună lămâia peste... Dizolvă. Vezi care spume, uite. Dizolvă. Cine vrea să pună zahăr, să pună, dar eu vreau și eu să mănânc una și atunci nu se poate. Deci am pus mărul răzălit, am pus scorțișoară, am pus un plic de
praf de copt, am pus două. Deci aici acum puteți să puneți și zahărul cât vreți, după gust. Și acum eu pun laptele ăsta minunat. Dar nu-l pun tot, nu? Da, de unde? Dar totuși dăm cănuța aia care zici că e a ta. Cănuța mea? Da. Care e? Cu mânet. Acolo e. Cănuța care e mea? Nu acolo. Asta? Cu... Nu, mami, nu. De partea aia lantă. Aia de sticlă cu mâner. A, e în mașină de spălat. Sigur? Da, da, e mașină. A, atunci dăm aia în roz. Punem o cană de lapte. Acru. Lapte acru. Da, așa am făcut asta, că știu că e foarte bun la așa ceva. Și făină nu se pune. Ba da. Dar vreau eu să văd aici cât e. Mai trebuie o cană. Vezi, la țară așa se făcea. Să dus curca femeile, dăm făina aia. Trebuie să o stea pe mare. S-or descurcat cu orice și-or făcut din orice, ceva dulce sau... Cineva numai de aici cât eu trebuie, dar nu știu cine a fost, eu n-am fost aia. Îți dau limba? Nu, nu. Probabil Angi când am făcut alea. Știi? Tati, nu cred că au folosit ea făină. Nu, Angi când au făcut tăvălitele. Așa. Face gălăgie. Miții, au plecat. Vedeți, acum aici nu-i mult ca să pun eu făina. E puțin lapte. Și acum mai punem puțin ca să vedem cât ne trebuie. Deci două căni, sigur. La patru mere. La patru mere. Are un gust așa plăcut cu laptele ăsta acru. Puteți pune iaurt dacă nu aveți lapte. Punem o cană de făină. Știi ce am uitat? Ce? În spatele tău e sarea. Am vrut să spun dacă nu pun sarea. Nu-i în spatele meu, că a fost în fața mea. Ai grijă acolo ce faci. Ori vine prea puțină, ori prea multă. Da? Uh-huh. Așa ia? Așa ia. Da, atunci lasă că-i dau eu de hac. Și punem așa. Ei, dar nu pot să iau. Așa. Deci un vârf de cuțit. Tot trei, tot așa. Nu, că au fost puțin. Da, ia, așa. Mai treabă, faină. Nici și data trecută nu a fost plină, nici acum. Dar dumneavoastră puneți după ochi, fiindcă vedeți că mai se cere făină. Acum nu mai trebuie.
Puteți să puneți și zahăr vanilat. Da. Și zahăr din ăsta lant. Puteți să puneți și lămâie răzălită. Da. Și... și esență de ceva ce vă place. Atât. Deci, nici să faci, cum să spune, foarte vârtos, nu-i bine. Deci așa e bine. Deci când luați cu lingura și puneți. Ca el să aibă și să se umple. O să vă arăt despre ce e vorba. Dau drumul la cuptor? Da. După asta poți să faci și să nu pun deloc, știi? Da. Da. Așa fac. Dar asta nu ține lingura asta, mai altă lingură. Dă mai încet acum, că trebuie mai mult. Pe 7. Pe 7. Pune pe 6. Ah, trebuie aia de silicon, știi? Da, uite, am două, nu spun. Ca să le întorci, mă refer. Uite aici ți-am găsit dacă vrei mai multe. Nu mai întreb. Uite asta. Pentru că a mea. Ah. Da. Deci acum s-o dat drumul mai tare și s-o cam pârlit mai bine. Dar data viitoare nu mai vine așa. E dezobișnuit de plică. Uite ce crescut e înăuntru. Deci clătite cu mere. Am încercat și voi acasă. La noi, la țară, așa se spune. Acum nu știu în altă parte cum se spune, dar eu spun cum se spune la noi. Zicea, fac niște scoverzi cu meră, cu măr. Vrei și bune? Gustă. Nu sunt nefăcute. Unde se vezi? Am eu timp să mă arăt. Da, arată bine. Deci nu te lași până nu gust. Da. E foarte bun. Și nu vă trebuie zahăr. Cine dorește zahăr, puteți să vă puneți după gust, cum vă place. Ceva corespunzător. Cu paleta asta nu prea mă descurc eu.
Doamne, iartă-mă, dar cum să iau cu asta? Nu mai iau cu ea. Păi ia cu furculița, eventual, sau cu lingura. Cu lingura de lemn, știi? Stai, și cu lingura de lemn poți să iei. Da, așa. Vezi? Așa. Mă vezi să nu zgârie de jos. Așa. Așa. Hai că este. Este. Doamne, cum să nu iasă? Numai că sunt eu mai îndrăgenată. Așa e un banc, cum se zice, scover, dace, dace, adâncoace. Eu nu știu, nu mai țin minte. Scover, dace, cum se coace, așa adâncoace. Nu mai țin minte, dar știu că spuneam când eram copii. Cum se coace, adâncoace. Păi asta fac eu acum, știi? Da. Trebuie să arată cum e înăuntru. Uitați cum e înăuntru, deci e coaptă înăuntru. Cum să coașe, adăcoașe. Deci nu necesită zahăr, vă spun sincer. Cine are diabet, poate să-și facă așa un desert. Minunat. Minunat, da. Super. Bunica mea nu făcea, dar v-am spus că am avut o prietenă în copilărie care numai pe stă drum de mine stătea și ei făceau. Punea apă să fiarbă cu zahăr și spălau un pic de porumb, porumb pur și simplu, boabe. Și punea în apa aia cu zahăr să fiarbă. Sau zahărul îl duga după aia, nu mai țin minte. Ca să nu-l întărească, parcă sarea să nu pui că îl întărește. Deci nu mai țin minte. Dar știu să spun că făcea porumb fiert. Și mâncam cu zahăr. Și era aproape ca asta de doză. Știi? Da. Da, așa bun era de numai. Ei, țin minte. Țin minte că și bunica mea făcea așa. Se făcea iarna. Iarna, da. Sfărâma porumbul și îl punea la fier pe sobă. Pe sobă? Da. Într-o oală mare, îl punea așa la fier, pe sobă. Mamă, ce bun-i! Parcă da. Țin minte că făcea și ea așa. Da, făcea. Așa se făcea înainte. Mai pui uloi? Mai pun că văd că cam le prinde. Dar ce mai pot să spun iară? Că înainte de Crăciun cu o lună, cu 3 săptămâni cu o lună, înainte de Crăciun, punea gâs că l-am dopat. Și tot așa punea... Asta, cum îl cheamă? Spune Angie. Porumbul. Porumbul îl punea în apă să se umple fiert. Da. Și punea în el, punea ulei. Și atunci am luat gâsca, parcă acum văd, lua gâsca și punea piciorul peste aripile ei, așa. Și lua gâtul ei și deschidea gura și nu m-a băga. Doamna Bunca. Băga boabe de porumb, știu. Da, da. Da. Doamna Bunca. Da. Și săraca gâscă făcea și nu mai putea. De-aia zice că suflă ca gâscă îndopată. Da.
Și atunci a ficatul ăla, atâta era gras. Da. Și îl punea așa pe tigaie, fără ulei, fără nimic. La foc mic, mic, mic. Îl întorcea pe o parte și pe cealaltă parte. Și atunci să mânci ficat de la gâscă în deoparte. Alte vremuri. Poate că luăm o gâscă și până la Crăciun cât mai este. Și o dop eu. Cu porumb. Dar unde o țin? O mâncă Ciuciu. Păi Ciuciu, el e primul care îi pune ochii pe ea. Nu pot să o țin. El e primul. O prinde Ciuciu. Păi asta mică, să știi, că cred că de-aia n-am eu așa poziție. Să le întorc, să le învârt, că sunt mici, mic loc. Și era frig afară și o zăpadă mare. Da. Și atunci înainte așa o... aducea gâsca de acolo, din cotețul ei. Și dădea să mânce, să aibă... Dimineața și seara ai dădea, și dimineața și seara. Da, așa se dădea. Nu știu cum nu s-o spart gușa la ea atâta mâncare ce punea în ea. Dar punea și ulei. Da, să alunece mai bine. Da, alte vremuri au fost, deci nu ca acum. Da. Asta e. Era frumos cândva. Și da. Acum o fi frumos, nu știu. Nu știu care e frumosul ăla acum. Merg copiii la discotecă? Sau ce? Nu știu, dar eu zic că înainte era frumos înainte. Ieșeau copiii afară la zăpadă. La săniuș. Hai, ce fain era înainte. Mie mai durea gâtul, mai făceam febră și atunci da. Zicea bunica mea. Da? Așa străbă, că când am strigat pe tine să vii în untru, n-ai venit. Acum asta e. Erau... Și, nu știu, vremea era altfel, acum, nu știu, s-a schimbat clima asta și nu-i mai ce-a fost chiar înainte, zăpezile alea. Da. Să știi că dacă dau pe 6 numere, uite, nu le facem bine, da. Cu toate că, dacă dau pe 7 le arde. Deci lasă pe 6. Știi? Lasă-le pe 6 și e bine, ca să nu le ardă așa, știi? Te-am spus că îmi iau eu din asta una mare. O să-ți iei. Când o fi aia? O fi. Ce voi cu ulei. Și acum pui aluatul. Mai mult ceva aici. Acolo.
Eu am mâncat porția. Da? Da. Deja am terminat. Nu-mi place ce fac. Lasă să se smulge. Dar-i coftă. Numai nu le întorc eu cum drept. Ok, gaia.